Ore decisive pentru Congresul PNL. Cine preia șefia partidului preia toată puterea. Ludovic Orban a declarat că își dă demisia a doua zi după Congres dacă pierde alegerile. De cealaltă parte, Florin Câțu se menține pe poziție și nu merge pe alt scenariu decât cel în care preia șefia partidului. Colega mea, Gabriela Mihai, ne spune mai multe despre situația din PNL. Bună dimineața, Gabi! Bun găsit. Mai este doar o zi până la confruntarea finală între cei doi contracandidați la șefia Partidului Național Liberal și dacă până acum cei doi s-au confruntat printr-o serie de atacuri reciproce, mâine este momentul în care unul dintre cei doi, Ludovic Orban și Florin Câțu, vor fi aleși pentru această funcție de președinte al Partidului Național Liberal. Am văzut declarațiile făcute de premierul Florin Câțu. Acesta în continuare este convins 100% că va câștiga această luptă internă, iar asta pentru că susținea premierul Florin Câțu în toată această perioadă a campaniei interne, a fost în toată țara, a văzut ce le lipsește liberalilor și este nevoie în continuare să se apropie de acei lideri care au o gândire liberală, susținând că au fost momente în care contracandidatul său ar fi dat mesaje populiste, mai degrabă venite pe linia social-democrată. Pe de altă parte, Ludovic Orban este și el convins că va câștiga această bătălie internă. Nu crede că sunt alte șanse mâine la Congresul Partidului Național Liberal și l-a criticat dur pe premierul Florin Cățu, susținând că l-a pensionat din cauza faptului că a avut o afirmație premierul Florin Cățu, prin care a spus că liderul Partidului Național Liberal, Ludovic Orban, și-a ales greșit un mod urât de a ieși din politică, susținând Ludovic Orban că nu premierul Florin Cățu l-a băgat în politică ca să-l scoată și, indiferent de cum va fi rezultatul votului de mâine, va rămâne în continuare în politică și în Partidul Național Liberal. Pe de altă parte, am văzut că cei doi lideri, așa cum spuneam, s-au atacat în mod continuu în această campanie internă. Ludovic Orban i-a reproșat premierului Florin Cățu prin declarațiile publice că a încălcat înțelegerile pe care aceștia l-au avut atunci când Florin Cățu a intrat în Partidul Național Liberal. Totodată știm că a declarat Ludovic Orban în urmă cu câteva săptămâni că dacă va pierde aceste alegeri interne, ulterior își va da demisia din funcția de președinte al Camerei Deputaților. Pe de altă parte, indiferent de cine va pierde, va pierde până la urmă și funcțiile pe care le deține. Am văzut și declarațiile lui Florin Cățu. Acesta susține că după ce va câștiga acest congres și în speță și președinte a Partidului Național Liberal, este gata de a relua negocierile cu cei din USR Plus, pentru că nu ar fi închis niciodată ușa, însă se așteaptă ca cei din USR Plus să renunțe la așa zisa alianță pe care ar avea-o cu cei de la AUR, pentru că știm că cei din USR Plus au semnat moțiune de cenzură împotriva executivului Cățu împreună cu cei din formațiunea politică AUR. Vom vedea cum se va da această luptă mâine, atunci când va avea loc și congresul în care va fi votat președintele Partidului Național Liberal.